sufletul să prindă curaj. Când vine vorba de o vedetă de un asemenea calibru, poți avea impresia că nu a mai rămas nimic nou de spus sau de întrebat. Și totuși Loredana intrigă și captivează atât pe scenă cât și în afara ei. Prezent astăzi la Chișinău, vedeta ne-a dezvăluit secretul frumuseții sale. Primul lucru pe care îl fac este să beau dușcă, un litru de apă. Știi că sună nasol, știi? Când se pare... și pe stomacul gol îți vine să... Dar mă gândesc că stropesc o floare care începe din nou să ia viață și să-și deschide petalele și mă gândesc că fiecare degețel de la picioare sau de la mâini e o petală la care trebuie să ajungă acea apă. Seara ce fac? Mă demachez foarte bine, ăsta este musai și apoi îmi aplic serul de față, crema de noapte și crema de ochi. Același lucru fac dimineața, tot așa cu viteza luminii. Și până la urmă trebuie să știi să devii femeie și să nu te lași după ce spun alții. Ai 30 de ani, trebuie să te comporți într-un anumit fel, pentru că ai 30 de ani. De ce? Mă comport așa cum simt și mă simt, am vârsta pe care o simt și o trăiesc eu, nu neapărat vârsta din buletin. Artista și-a propus să încheie turneul Magic la Chișinău. Mâine artista va susține un concert la Palatul Național Nicolae Sulac și promite un show de excepție. Mi-e o mare onoare să fiu din nou aici și o mare bucurie. Îmi place enorm de mult. Fiecare ocazie pe care o am să vin la Chișinău este specială și unică, pentru că mă încarc cu foarte multă energie, cu foarte multă dragoste, oamenii, felul lor de a fi, felul în care vorbesc, pe dulcele grai moldovenesc. Mă umple de bucurie. Cred că fiecare show este unic în sine, pentru că ce am observat în tot turneul ăsta, la fiecare concert am încercat să șlefuim. Și acum la Chișinău va fi exact diamantul ăla cel mai strălucitor posibil. Pentru că într-adevăr am avut timp să punem la cale toate detaliile, toate lucrurile care, cum se spune, sunt o muncă în progres, work in progress. La finele lui 2013, Loredana a lansat videoclipul piesei Lumea Ta, o colaborare cu Carla's Dreams. Chiar dacă acesta nu va fi prezent la concert, diva muzicii românești recunoaște că ține neapărat să o cânte fanilor de la Chișinău. Trebuie să spun că a fost dragoste la prima vedere. Și sunt extrem de fericită că în tot turneul, de câte ori am cântat acest cântec, lumea a aplaudat de la început până la sfârșit. Să crezi în lumea ta. Mi-e provoacă lacrimile de fiecare dată de câte ori îl cânt. Și văd cum se transmite această emoție la public, de la copii la oameni mari. Și cred că asta e cel mai frumos lucru, acest mesaj al cântecului, în care să crezi în tine, indiferent de toate momentele grele prin care treci, să nu-ți pierzi încrederea și părticica aia din tine care întotdeauna te va salva. Unde mai poți visa? Unde mai poți zbura? Sunt sute de mii de culori și de lumi printre care e lumea ta.